Cuvântul, că așa se zice, că magii adevărați, luptătorii magi, au fost dintotdeauna tăcuți, au știut greutatea și puterea magică a cuvântului. Din start, văzute, simțite, făcute. La mine nu se referă așa ceva. Cuvintele acestea nu... E, pentru mine sună doar ceva frumos, arhaic, de mult. I'm sorry, Mr. President, dacă am supărat pe cineva. Eu sunt mai aproape de magia, de magia cuvântului, șoptit, vorbit, spus, repetat, ca un șuvoi, ca și aerul, ca și focul, ca și, da, îi simt altfel cuvântul viu, pentru mine e altceva. Nu e greutatea și, da, cum era pe timpuri, arhaic. Pentru mine e, nu știu, e muzicalitatea, e dansul, e ce vrei tu în cuvânt, da? Când aud și spus de mai multe ori și nu odată și vorbit, da? E muzica, e a cuvântului, e a cuvintelor. Mie îmi deschide altceva. Adică e mai mult, cred că e mai, îl aud, îl văd, îl simt cuvântul mai colorat și mai paparudă decât de o eleganță magică, arhaică, ținută în frâie și acolo și, da, nu e meu. Adică poate e și al meu, dar nu mai e al meu. E cumva mai, e mult. E, pentru mine cuvântul e mult, e atât de frumos și atât de păcat să nu se audă, să nu se spună, să fie doar înăuntru, să fie doar în gând. E păcat pentru puterea care îl are cuvântul, pentru, da, deschiderea care o poate face și cum poți acționa cuvântul, da? E energetic, e total. Da, era frumos cu arma lui Thor, cum arunca și se întorcea înapoi. Arma așa era, da? Așa era în trecut cuvântul. Știau ce știau și de 100 de ori măsurau și gândeau cuvântul când îl spuneau. Știau că li se întoarce așa. Da, era mai... Acum e deschiderea alta. E mai deschis totul, știi, e mai, cumva, da, contemporaneizat, cumva, zine, da, da. Un fel de, pe timpuri era, nu atâta respect, era undeva și respect și frica împreună mergeau în a spune cuvântul, ai ști greutatea, ai ști că taie capete cuvântul. Da, era și respect și frică. Acum magii sunt de altă natură, n-au nimic sfânt, nicio frică, nicio... Da, da, da. În asta e și frumusețea altor vremuri și, da, mi se pare
Superb, superb, da. Și atunci cum era și acum cum e și... Da. Acolo ești în această seară minunată și vezi mai departe unde ajunge, ok.